Fetița de doar 3 ani s-a trezit la propria ei înmormântare. Inițial, medicii au declarat decesul după ce au spus că fetița a murit în urma unei boli de stomac. Conform Observator News, Camila Roxana din Mexic a fost declarată decedată după ce medicii ar fi diagnosticat-o greșit prima dată, ceea ce a făcut ca copilul să se trezească la înmormântarea ei. A fost dusă înapoi la același spital, unde a murit tragic pentru a doua oară. Incidentele au avut loc la Spitalul Comunitar din statul San Luis Potosi, din centrul Mexicului. Mama Camilei a povestit că micuța de 3 ani vărsa, avea dureri severe de stomac și febră. A fost dusă la un medic pediatric în orașul natal al familiei, care se află la nord-vest de San Luis Potosi. Pediatrul le-a spus părinților Camilei să o ducă la spitalul comunitar unde a fost tratată și s-au prescris medicamentele necesare vindecării ei. Câteva ore mai târziu, când părinții Camilei au observat că starea ei s-a înrăutățit, au dus-o înapoi la spital, unde a fost internată între orele 21 și 22, înainte de a fi declarată decedată. Au vrut să o conecteze la o perfuzie. A durat mult timp până să o conecteze la o Oxigen. Nu au putut să o facă pentru că nu i-au găsit venele. Până la urmă, o asistentă a reușit, a spus mama fetiței. Mama fetiței a explicat apoi că i s-a interzis să mai stea alături de fica ei și a fost închisă într-o altă cameră, dar a reușit să iasă pe o altă ușă. A doua zi, în timpul înmormântării vicii sale, bunica fetei a observat că un panou de sticlă din sicriul Camilei era aburit. Participanții la înmormântare i-au spus femeii care are halucinații, ceea ce a descurajat-o să deschidă. De sicriul. În ciuda acestui fapt, bunica fetei a observat că ochii acesteia se mișcau în timp ce membrii familiei i-au verificat pulsul, confirmând că era în viață. Camila a fost dusă înapoi la spital unde a fost declarată moartă pentru a doua oară. Potrivit procurorului general al statului, cazul este cercetat și se efectuează o autopsie, relatează deci 240